Deci, a treia plajă vizitată astăzi îi zice Bambo Beach în Koh Lanta. Este superbă și asta, dar din cauza stâncilor nu prea poți să nopți. Deci fiecare plajă are farmecul ei. Dar oricum mie mi-a plăcut. Așa arată, este o terasă mare. Se poate mânca, se poate bea. Prețurile sunt mai ridicate. De exemplu, pentru o bere am plătit 130 de baht, care e aproape 5 euro. Dar asta este. Am făcut un duș superb. Iată, mă apropii și vă arăt. Este mică și drăguță. Uitați, aici am făcut duș. Ceva cochet. Nu mai intru înăuntru. Apă caldă, frumos. În spate, palmieri. Ia uitați. Deci nu știu unde să mă uit și ce să filmez. Palmieri înalți de 10-15 metri. Flori. Bate un pic vântul. Nu știu dacă se aude la filmare sau nu. Aici e restaurantul. Aici iar este un fel de duș. Asta e restaurantul unde am luat o bărică. Foarte frumos. Liniște de plină. Oamenii vin cu motoretele. Acolo ne așteaptă taxiul. Acolo sunt niște hinte. Superb. Pare rău că plec, dar trebuie să plecăm. Mai e cealaltă plajă. Palmieri în jur împrejur. Ia uitați, liniște și frumusețe. Mai rar. Mai rar așa și eu. Motoretele stau frumos la umbră, că altfel nu te poți urca pe ea. Oamenii mei s-au pus deja în parcuță. Așteaptă. Ați vorbit ce face mai departe? N-ați vorbit. Acasă, că-i treci un sfert. Acasă.
Priveliște frumoasă, copac frumos, ia uite. Superb. Superb. Aici o barcă veche, lăsată aici. Foarte frumos. Nu mai văd ca mine și aici. Bambu Beach in Koh Lanta. Acum ne apropiem de mașină. Oamenii așteaptă disperați să plece acasă. Așa. Oamenii disperați. Ne-am urcat în taxi și plecăm. Filmăm drumul în continuare cu echipa de șoc care non-stop comentează unul spre celălalt și viața merge înainte. Oi, 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 părți. Părți de din partea aia. Auzi aici. Eu fac video pentru bani aici. Nu fac pentru... Ai una lângă tine. Praf. Hai de capul meu, să umple telefonul de praf, ia uitați! Lasă vaca, mi-e întrebă flori aici frumos, uite aici! Da, uite, uite cum îmi strică imaginea! Așa ceva, uite! No, ca să vedeți! No. Acum suntem în pădure, urcăm dealul, da. Deci oprim filmarea de la Beach-ul Bambu. Așa. Bambu Beach. Bambu Beach. Oare aici, uitați. Doamna asta e șefa, asta conduce echipa de show. Uitați la ea. E mândră că n-o pui șefă. Hai de mine. E cea mai tare din parcare, nu mă trebuie să o lauz. Da, ia uitați. Opala. Suntem în urmărire! Ne urmărește un jeep, vrea să ne escaladeze! Nu v-am povestit când am fost cu Nurea la Herculane. Ne-a atacat un jeep. Nu a atacat.
Ia uite și aici ce frumos e. Și n-ați vrut să rămâneți, ui. Zgârciților ce sunteți. Zgârciților, că nu puteam sta aici să mâncăm frumos. Taxiul s-a pus la umbră. Băia deștept. Deci ne-am răzgândit. Mai plătim taxiul 500 de tâhâbâți. Și ne-am mai oprit la un bici aici. Ce să mergem acasă? Nu suntem pensionari? Yes, yes! La 5.30. Dacă până la 4 a fost, am mai zis o oră jumate, da? 5 jumate. Asta este. Uite aici bambusul. Și asta zici că e mai pustie, tate, pe aici. Ia uite. Ia uite ce frumusețe aici. Nu-i păcat să mergi acasă, omule. Ha! De mine și de mine. Altă plajă, altă nouă experiență. Ia uite unde stă la sus cocoțat. Echipa de șoc a rămas în spate. Acolo echipa de șoc. La umbră. Când dau de umbră. Doamne, că nu mai știu ce. Deci, am coborât la altă plajă, dar din grabă, nu știu cum se numește. Plajă lungă, frumoasă. Lumea cred că dorme. Nu știu cât se vede de bine. Am pus zoom-ul la 5. Ia uitați, ce frumos, palmier, liniște. Aici am început să-i stângi frumoase.